Astăzi, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradei, a sfințit sediul Protopopiatului Oradea. Slujba încununează finalul lucrărilor de restaurare și renovare executate în interiorul clădirii administrative. La slujba de binecuvântare a sediului Protopopiatului Oradea au participat preoți de la Centrul eparhial. Protopopiatul Oradea, cel mai mare dintre prătoierii Eparhiei, are de acum la dispoziție un spațiu înuit, primitor și foarte practic pentru buna desfășurare a lucrării administrative. Am binecuvântat lucrările de înnoire de la protopopiatul ortodox român Oradea, protopopiat emblematic al eparhiei noastre, care desfășoară o bogată activitate, atât din punct de vedere administrativ, cu toți preoții din parohiile protopopiatului, cât și din punct de vedere social, cultural, misionar și educațional. În felul acesta, protopopiatul se înscrie în dinamica pastorală a eparhiei noastre, iar după binecuvântarea lucrărilor de înnoire, acum sediul protopopiatului devine, cum a fost și până acum, dar acum, odată dată în plus, o casă primitoare pentru toți preoții din cadrul protopopiatului, dar și pentru toți cei care îi calcă pragul. Ne-am întâlnit la sediul protopopiatului Oradea pentru a sfinți lucrările de reabilitare și renoire a centrului protopesc. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat peste noi. Mulțumim Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei I, stătătorului noastre, pentru binecuvântarea și pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat la realizarea înnoirii centrului protoeriei noastre. În vremurile dinamice pe care le trăim, și biserica își desfășoară activitatea sa atât pe plan sacerdotal cât și pe plan administrativ, în ritmuri mereu, mereu înnoite. Vremurile cer eforturi din ce în ce mai mari, și de aceea protopopiatele joacă un rol deosebit de important în această verigă a activităților bisericești. Astăzi, după câteva luni de muncă a venit să binecuvinteze aceste lucrări de înnoire, de extindere a spațiului administrativ al protopopiatului Oradea. Protopopiatul Oradea are 135 de parohii cu 156 de preoți, paroh, slujitori și eromonahi și 364 de angajați. În cursul anilor 2018 și 2019 la sediul protopopiatului Oradea s-au executat ample lucrări de restaurare, au fost extinse și recompartimentate spațiile și birourile, s-au executat ten cu el și zugrăveli interioare, a fost amenajat un nou grup sanitar, s-a igienizat și renovat spațiul pentru depozitare și a fost achiziționat mobilier nou.